Bine v-am regăsit! Ce își aducea aminte la 77 de ani autoarea noastră de astăzi? Mergând spre casa, seara cam prin anii 30-40, cumpăram flori din același loc, de la aceeași țigancă. Într-o zi mi-a luat palma stângă între palmele ei. S-a uitat lung și mi-a spus: „Hauleu frumoasă, viața tării care să fie o harababură!" Aveam 17 ani, acum am 77. Curat harababură. Cam ăsta este tonusul amintirilor lui Luli August Tuturza, o doamnă care, vă spun, că se remarcă exact prin această forță a nonșalanței. O tipă excentrică și care a știut să își trăiască viața din plin. De ajuns să vă spun că tocmai prin anii 67-68, nu numai hipismul de atunci, de la I Love White, o caracteriza, dar mergea într-o vestimentație care aduce bine mersi a zilele noastre. Luli August Tuturza, pictoriță, graficiană, artist, decorator, se naște în ianuarie 1922 ca fiica Elenei Șeru și a lui Henri August. August, ne zice ea într-un loc de unde vine acest August. Carol Robert de Anjou, ajuns a doua oară rege al Ungariei în 1310, împroprietărește pe doi dintre verii săi conți de Sfântul Augustin cu un domeniu întins în Transilvania. Numesc domeniul Agostino. Există și astăzi un sat Augustin. Iar în 1335, când Carol Robert se aliază cu Casimir al III-lea al Poloniei, un alt conte de Sfântul Augustin va fi împroprietărit cu un vast domeniu în Polonia. Tatăl ei era polonez și se cheamă August. Iar Luli August nu e născută sturzească. Se mărită cu un inginer, Petre Sturza. Deci, se naște în 1922, absolventa Institutului de Arte Plastice Nicolae Grigorescu, promoția 1948. În 1949, din 49 până în 1958, trăiește în clandestinitate și este adăpostită chiar la Alexandru Paleologu acasă într-un timp. Paleologul despre care ne zice așa: în anii de izbeliște, într-o seară umedă de octombrie, în dosul tribunalului, îl văd pe ale cu Paleologul înghiuntit de un agent să se suie în duba securității. Într-un februarie însorit în 1990, îl văd pe același Alecu, coborând din motorcada ambasadorilor pe carpeta întinsă și urcând treptele la Champs-Élysées cu dezinvoltura și eleganța unui împărat bizantin. Deci din 49 în 58 stă ascunsă. În 1950 se mărită în piața Amzei, la primăria din piața Amzei, cu Petre Sturza. Acum vine o bizarerie care va da cârcotașilor și suspicioșilor un motiv de mirare, nu zic altfel. În 1958, deci căutată fiind pentru arestare de 10 ani aproape, este arestată în urma unui denunț, dar peste o lună este eliberată, fiindcă toate informațiile pe care le putea da erau caduce. Între timp, toți cei din jurul lui erau arestați. În anii 70 are expoziții personale, face filme la Buftea în 64-67, costumele la Tom Sawyer după Mark Twain. În 1978 pleacă definitiv din țară, după ce aflăm că în 77 era prietenă cu ambasadorul Americii la București, Harry Barnes. Toate acestea sunt prinse într-o carte care are, cum v-am spus, forța nonșalanței, seamănă la textură, la temperament, până la un punct cu Annie Bentoiu, dar nu este atât de severă și de sobră precum doamna Bentoiu, seamănă vag cu Cornelia Pilat și cu Pia Pilat. Ne spune totul de la debutul în Vlăstarul, de la liceul Spiru Haret. Un singur lucru vreau să vă mai spun, trebuie să îl spun, când vin rușii în 44 în orașul nostru, drag după ce nemții pleacă, fetița Lulii este îngrozită de scena următoare. Un camion cu ruși vin în livada lor de meri. De fapt, erau două sau trei camioane. Și în loc să ia un măr, două, 100, un ram,
au tăiat cu toporul, bine mersi, vreo 5 meri și i-au luat în mașini ca să smulgă merele acolo. Scene de acest gen merg până către Los Angeles-ul din anii 90. Monica Lovinescu, Ștefana Velisar, Teodoreanu Puiu, Iancovescu și lucruri de acest gen care, într-adevăr, merg bine sub acest semn. Așa s-au întâmplat, așa le-am însemnat. Încă o dovadă de ce înseamnă femininul evocativ la români. La revedere!